Invitatul meu de astăzi, la Negustorul de Idei, este Vasile Leordean, una dintre cele mai cunoscute persoane din Cluj și sper eu, și sunt convinsă că așa este, nu numai, fie și pentru simplu motiv că Vasile Leordean este cel mai mare naș din România. Va lua cineva locul? N-am informații. Era clasificarea făcută de ProTV, cred Pe că. ProTV-ul, Cred da, că ProTV a jurului descoperit. 500 de fine. Da, Până până la urmă, știți câți anul fine aveți trecut de am fost toți. pe primul loc. Poftim? Acum cam 530 de fine. De fini, asta însemnând Și de cununie și de botez. cununie și Da, botezuri. da, da. Da, însemnând peste 500 de cununat și botezat, nu de persoane. Că Păi dacă nu le de pe... Nu, mulțim, nu, dacă le mulțim cu numărul de persoane, o nu. să Nu, fie nu, mai nu, mult. nu. Eu la o La număr de căsătorie am persoane. spus că am doi fiini. Deci 500 sunt persoane. 530. Am înțeles. Și separați așa cât sunt de botez și cât sunt de căsătorie? De căsătorie sunt cam 300 și ceva. Restul botez. Și cariera de naș, când ați început-o? De la 18 ani. Înainte de căsătorie. Înainte de căsătorie, bineînțeles. Pentru că eu eram deja plecat la școală și în Maramureș, cine avea un pic de școală, era foarte apreciat și eram invitat de rude, de neamuri. Eu am uitat de când am mai povestit. Școală, facultatea, știu că ați făcut facultatea la Iași, facultatea Da, de textile. textile la Iași și științe Așa, economice la dar Cluj. istoria cum a fost? Cu 7 clase, cred că ați Nu terminat. înțeleg. Cu 7 clase, cred că ați terminat școala, gimnaziul. Cum era? 7 clase și după aia 11 clase când am fost eu. Haideți să o luăm metodic. Da. Locul nașterii este Leorda. Leordina. Leordina. Este și comuna Leorda, dar nu este a mea. Leordina din Maramureș este plasată între Vișeu și Siget. Așa. Comună foarte frumoasă. Cea mai frumoasă comună Din din... punctul meu de vedere, da. Nu, și eu spun la fel, că E cea mai locul în care m-am frumoasă născut e cel mai pentru frumos din tot oamenii universul. care sunt și ce e foarte important este faptul că această comună, pe timpul meu, nu avea cheie la casă. Lucru care l-am spus la multă lume și în afara țării și în țară. Dar nu era singura, să știți că și pe Valea Sunt Someșului, convins nu că numai în Maramureș, și pe nu Valea numai Someșului era la în fel. Maramureș nu La aveau noi cheie se la punea casă. mătura în ușă. Exact. Sau la Mătura, poartă se punea pe încuietoarea pe puteai să intri să dinăuntru. cauți cana cu apă, să ai grijă să nu iasă găinile afară. Și e ceva foarte frumos, ceea ce azi nu se poate concepe. Așa, fiu de țărână. Fiu de țăran cu 7 frați, crescut într-o cameră și ceva. Toți Și am șapte. crescut foarte bine, Toți șapte. toți 7, da, bineînțeles. Într-o singură cameră. Într-o singură cameră, cu părinți, cu tot. Nu era aglomerat. Era foarte aglomerat, aveam fiecare locul nostru, unul pe cuptor, altul pe o laviță, altul în pat, altul pe jos. Cum sunt amintirile despre copilărie? Foarte plăcute sau Eu, acum aveți un confort? mai mult decât plăcute. Deci nu regret că am trecut prin ce am trecut. Nu regret și n-am simțit, cum să spun, lipsa de confort atunci. Simțeam că așa este normal. Ne-am iubit frații între noi, am fost uniți, n-am avut nicio problemă. Dar spațiul acesta mic, nu e așa că favorizează apropierea și Bineînțeles, întărește familia, sentimentele întărește și... familia și Că acum aveți un confort, cred că au acum fiecare are câte 100 de metri pătrați pe țin acasă. minte că nu mișca nimeni în fața lui tata. Și foarte mulți ani nu îl puteam suporta. Iar după 29-30 de ani, mi se pare un uriaș. Dacă țin cont de pregătirea lui și ce a putut să facă din familie și cum a știut să ne țină uniți și să fim respectați în comună. Mă pot mândri că suntem o familie care poate cea mai respectată din comuna Leordina. Și performanța Datorită tatălui este mai mult similară. tatălui decât mama. Mama o iubeam fantastic, dar după ea n-am fi muncit niciodată. Vreau să facă ea în locul nostru.
tata ne pune la treabă. Ca toate mamele acum, de ce ne pune la treabă. Iar faptul că familia a fost extraordinar de unită, eram primul băiat, după 4 fete, tata căuta un băiat pentru casă, bun pentru casă. Și a zis că face copii până iese băiat. Și face copii până ce face un băiat, știi? Și când se fiu bun de treabă, eram foarte bun la școală și fetele, cu surori, le-a spus, lui tata, lucrăm noi în locul lui, lasă la școală. În comună nu erau numai până la 4 clase și trebuie să mergem într-o comună vecină. Și au insistat fetele, surorile mele și am reușit să merg la școală la 7 clase. Leordina este sat într-o comună sau este... Nu, e comună, dar nu era și nu comună. Avea... Nu avea numai 4 clase, foarte puține aveau 7. Și cu un an înainte, în comuna Petrova, la 6 km, s-a făcut 7 clase. Și mergeați pe jos în fiecare zi? Nu în fiecare zi. Am stat la o soră de-a lui mama acolo, care m-a pus la treabă și aia. Și s-au ținut surorile de cuvânt, adică după ce a spus, lasă-l pe Vasile la școală. S-au ținut surorile de cuvânt, și pe care le iubesc și le respect, dar și eu m-am ținut de cuvânt după ce am avut posibilități materiale și am avut posibilități să le ajut. Și frații mai mici, deci înainte erau... Mai mici, după aia am făcut toate încă 2 băieți și i-am lăsat să lucrez. Da, a fost ceva extraordinar și țin minte că, deși eram atât de mici, avem responsabilități foarte, foarte mari. Cam de când începeau copiii să lucreze în zona Maramureșului? Din clasa 5 sau din... Mai repede. De exemplu, eu la clasa 3-a, 4-a, stăteam singur cu vreo 200 de oi, de alt și dormeam noaptea cu oile. Și cu singur colibri. Sau ajutați un cioban să îngrijească oile? Singur cu fratele meu, care era mai mic, un an jumătate. Doi copii îngrijeam și nu tot timpul, dar multe nopți am stat numai noi doi. Păi dacă era protecția copilului, cred că îi lua copiii domnului Leordean. Păi protecția copilului, cred că în asta consta. Să ne călească, să știm, să responsabilizăm. Nu, zic, instituția protecției copilului acum, că n-ai voie să exploate, să lucreze copiii și așa mai departe. Și la țară, dar cred că și acum la țară copiii sunt puși la treabă fără să țină lumea cont. Bineînțeles. Și eu cred că și sănătos să mai lucreze. Acum nu păi să se rupă copilul. Păi decât să stea toată ziua la calculator, care pe mine mă îngrijorează extraordinar pentru tineretul de azi, e mai bine să lucrezi, să știi despre ce e vorba. Țin minte că deci cea mai mare bucurie a copilăriei mele, ce țin eu minte, a fost când am primit prima pereche de pantofi de la o mătușă, de femeie erau. Bineînțeles, purtați. Că până în clasa 8-a umblam în opingi. Prima pereche de pantofi prima au fost pereche, femeiești de la o mătușă. Femeiești de la o mătușă. și vechi. Vechi, și bineînțeles. Second. Da, dar mi se părea că toată lumea este a mea. Mi se părea că toată lumea se uită după mine. Abia așteptam să ploaie, să umblu prin... tău, cum se numea. Să aveți motiv să mergeți cu pantofii. Da. Și altfel se umbla desculți. Desculți sau cu opinci. Vara. Vara, da. Și iarna și toamna și când era... În opinci. Opinci din ala făcute în casă din... În casă sau cumpărate. La meșter. La meșter, da, făcute și... Și cum? Costum popular. Deci costum... până când ați purtat? Sau ați purtat până costum? În clasa 8-a, costum popular. Până în clasa 8-a, da. Până ați mers la liceu. Când am mers la liceu... Ați umblat cu pantalonii aia largi, alb frumos? Da, absolut. Cu cămașă brodată frumoasă? Ador această costumație și acum am în casă o pereche și de câte ori am ocazia umbrac. Și toată clasa merge așa? Toți copiii din școală erau îmbrăcați în costum popular? Până în clasa 8-a. Până în clasa 8-a. Toată lumea. Nu erau domne. Și erau. Fetele cu bluzele alea frumoase, fetele în bluze, brodate, cu batic, cu ce trebuie, cu săzatii, cu cum să umblă pe acolo. Și liceul, a fost ceva frumos. După Petrova? Liceul atunci deja... Era și mai. Am și început mai multă să școală, deja avea 7 clase absolvite. Ai de capul meu, n-avea nimeni atâtea clase, știi, câte aveam eu. Și vara eram angajat la exploatarea lemnului din comună, se numea IFET. Și sarcina mea era să cântăresc vagoanele de marfă care plecau în Rusia, lemne de foc.
exportam zeci de camioane, de vagoane pe zi de lemn de foc. Și eu le trebuia să le cântăresc, dacă erau supraîncărcate, să angajez oameni acolo să le descarce și să meargă mai departe în Rusia. Asta era 2 ani la rând, vara. Practica de vară. Practica de bani. Vară. Pe bani. Atunci am cunoscut banii, că până atunci n-am știut cum arată. În ce clasă era asta? A 8-a și a 9-a. Deci era la liceu. La liceu unde l-ați făcut? La Sighet. La Sighet, dar vorbesc de vara, când puteam să... În timpul vacanței. Da. Și ce să spun, era frumos. Stăteam la un cămin cu 40 de copii într-o sală, într-o dormitor din ăla mare și... Asta cum a fost în liceu față de armată, în cămin? Unde a fost mai confortabil, în armată sau în Eu spun că în cămin, că în armată nu prea știu, că n-am prea făcut-o. N-am făcut armata, că prin student am terminat, am făcut numai o lună și mi-a rupt un picior și am scăpat și de... Nu, să o luăm pe rând. Ajungem mai târziu la armată atunci. Deci ați gătat la Sighet liceu, ați învățat bine? Deci am învățat foarte bine, mi-e jenă să vă spun, dar atât de bine încât puteam să intru la facultate fără admitere. Cine avea diplomă de merit... Liceu? Acum, oricum, am terminat liceul în 55. În 55. Atunci mă nașteam eu. Da. Ai văzut? Da. Trebuie să-mi spui să română. Deci... Ce era o perioadă în care... Eu nu știu, nu mi-aduc aminte de 55. Da, da. Dar era o perioadă destul de tâmpită cu Stalin, cu... Păi era cu Stalin atunci și cu... Forțatul cooperativizării, exact. Cu cotele... Ei, asta cu... vă spun, că asta atunci a apărut cotele și, într-adevăr, forțarea... fiindcă a fost trimis acasă de la facultate, după ce n-am... vreau să vă spun mai mult. Deci am avut diplomă, am avut diplomă de merit și trebuia să merg la facultate fără... Fără admitere. Fără admitere. Eu vreau să mă fac inginer mecanic. Am plecat la Iași, dar n-am plecat, pardon. Dar nu era o condiție. Cu diplomă de merit nu primeai bursă, dacă îi trai fără admitere. Și eu nu puteam să-mi permit acest lux. Deci am stat un an să-mi fac rost de bani, să dau admitere și am făcut și m-am angajat tot la Petrova, profesor suplinitor de muzică, matematică, fizică. Și am stat un an în învățământ, mi-am făcut rost de bani să plec la facultate. De cât pământ aveți acolo, la de ordine? Bun, aveam pământ, că eram în categoria mijlocaș, deci aproape de boieri. Dar, cum am spus, nu suntem grozavi, dacă am stat într-o cameră mare, adevărat, toți. Deci am fost oameni obișnuiți. 7 frați mulți. Averea se împarte și se... Da, nu i-am pus probleme, dar a apărut cotele. Cotele, că nu mai... Orice făceam, nu-ți rămânea nimic. Vă mai aduceți aminte de perioada cu cotele? Vai de mine! Mi-aduc aminte ce? Să răda și foame. Pe cuvânt. Eu țin minte atunci... Numai că eu am avut noroc, că plecând de la clasa a patra, oriunde m-am dus, eu am fost primit bine și am fost protejat. Dar restul a avut de tras. Deci pentru asta niciodată n-am să uit ce au făcut ai mei pentru mine. Niciodată. Eu am avut șansa să o duc bine. M-am zis la Petrova, mătușa mea aia era înstărită și n-avea numai un copil. Și mai mult m-a luat acolo că nu prea mânca singură fetița ei. Să aibă cu cine să mănânce. Și eu mâncam bine. Da. Ei, după aia în facultate a fost ceva deosebit de frumos. A fost masă studenția. A fost cel mai frumos. Făcea atunci? 4 ani sau 5 ani la Politehnică? 5 ani la Politehnică. Ceva deosebit. Am avut colegi care ne-am a fost uniți extraordinar, serenade, chestii, frumusețe, în Copou. Dar câți studenți erați atunci la secția de textile? La textile eram așa, cam 35 la tricotaje confecții, erau la filatură țesătorie, 35 și vreo 35 la pielărie. Multe. Înseamnă că începea deja regimul comunist să-și facă strategia economică, să se gândească care e nevoie. Industria ușoară deja a început să ia proporții în țară.
Și ca să vezi noi, deci întâmplător am ajuns acolo, dar mi se pare că este cea mai mare minune care mi s-a întâmplat, că am ajuns acolo și în altă parte. Deci textile sunt, de fapt, a fost... Ceva ce nu v-a dorit, dar v-a plăcut. Și mi-a plăcut enorm, care m-a făcut, mi-a dat posibilitatea să mă realizez și mai mult să mă formez, pentru că am lucrat numai între femei. Ori femeie te formează. Da, nu săriți așa de repede. În studenția așa, de unde mai rotunjează veniturile? E, prea multe vrei să știi. Da, așa cum am avut noroc. Acolo făceam fel de chestiuni, mai jucam câte un poker. Și cu motocicleta, haideți să... Deci, v-am spus sau nu v-am spus? Cred că nu v-am spus. Dar 70 de ani, când prietenii noastre spuneau ce să luăm, ce să facem, ce să dregem, așa, de da. Ziua lui Leo, și ați primit un tablou așa. Da. Nu, eu am fost cu ideea, dar era târziu, deja era comandat tabloul, să cumpere o motocicletă. Și cred că v-ați fi bucurat. Zic, ideea în sine de motocicletă, care e asociată cu libertatea. Bine, și cu... Motocicleta face parte din viața mea și... Da, ați avut motocicletă? Una dintre cele mai frumoase motociclete, în anul 3 am luat-o, înainte de însurătoare. Am avut motocicletă MZ de 2,5. Deci profesorii întârziau la oră că să dea pe lângă motocicleta mea, cum era parcată. Pe cuvânt, era ceva... Dar era frumoasă sau atunci era un top marca? Deci asta și Simpsonul, astea erau... Cele mai tari motociclete afară, nu la noi, că la noi nu se făcea oricum. Nu, afară, nemțești. Mm-hmm. Foarte frumoasă. E, păi, cu aia m-am succes de pic ai jos. Să povestea un băiat sau o fată, numai că a stat în spate în motocicletă, povestea o săptămână. Da. Dar cât costa motocicletă la vremea aceea? 13.000, foarte mult. Și ați avut 13.000? Da, 13.000 am avut. La vremea aceea? Da, nu, ce vreau să spun, nu intrăm în amănunte, am avut, da. Deci asta era prin 60 și ceva și banul, știu că atunci salariul de... Nu, 60 și ceva, era prin 58. 58, și mai mult, deci, și mai grav, deci, adică era și mai mult. Pardon, deci unde am greșit, că am spus că înainte de măcăsătorii, nu, m-am căsătorit. Așa. Și apoi am luat împreună cu soția motocicleta. Da, sigur, sigur, ca să mai atenuăm așa. Nu, nu, că așa a fost. Și doamna Doina ce a zis? Ce a zis? Păi a vrut ea. Și păi auzi, ce să zic? Și ea va patima motocicletei, că mă pierd cu firea. Am o intuiție foarte bună să vină după mine. Acum avem 50 de ani de căsătorie și cu ea. Da, asta am lăsat-o deoparte așa, idila, că trebuia să vă mai descos acolo succesul la femei. Cam de când a început succesul așa la femei? Din anul 2-3 de facultate? Național, din anul 2. Așa, compania artiștilor aduceau... Mult timp, când anul 3 și ceva m-am însurat. Da, ce s-a întâmplat de a început succesul? Din cauza că am intrat la teatru în mediul... Deci, faptul că frecventați artiștii, dintr-o dată a schimbat percepția. Cei mai mari artiști ai țării. Avea facultate de farmacie Iașu? Iașu nu. Avea cum să nu aibă Iașu farmacie, dar soția mea făcea la Cluj. Deci ea era la Cluj și eu eram, da... Tot încercam să mă lămuresc unde a făcut soția facultatea. Da, la Cluj. Atunci a revenit. Înseamnă că v-ați cunoscut când... cum? Pentru că dacă... Ne-am cunoscut în liceu, am fost colegi de liceu cu dumneavoastră. Colegi de... Înseamnă că e din zonă. Păi din Leordina și ea. E din Leordina. Mama ei din Leordina, taică s-o din Slatina, în Ucraina, acum, dincolo, peste Tisa. Da, a fost colegi de facultate, de liceu. De liceu. Din același sat. Ea s-a dus cu, și ea a învățat foarte bine, s-a dus cu diplomă de medic și a mers din primul foc. Și, a intrat, și părinții au avut să-i plătească facultatea. Înaintea mea. Așa. Și de aia, când o terminat, ne-am măsurat. Eu eram încă student. Da. Da. Am o întrebare. Ce poveste aceea cu cerutul în căsătorie?
Eu am cam uitat-o, așa că spuneți-mi din nou, nu că n-aș fi auzit-o, dar de mult și a trecut timpul. Grea problema a fost atunci cu cerutul căsătoriei, pentru că aveam o problemă cu taică socrul. Am călătorit fără bine și m-a predat în comună și tocmai la socrul meu. Eu eram elev, nu era poveste. Așa, și socrul era ce? Șef de gară, în Leordină. Funcție importantă. Zis așa, dar intelectual. Eu eram un biețăran acolo și m-a predat la el, știi? Și m-a zis la tata, m-a tras de urechi. Nu am fost vinovat că am urcat fără bilet, că nu făceam. Din Petrova la Leordina. N-are importanță în ce conjunctură m-am urcat în tren. Și din cauza asta i-am spus lui soția, eu dacă vrei să vii după mine oricând, dar nu te cer de la taică domnistorie. Dacă vrei, scriu o scrisoare și pace. Lămurește-i că e bine așa. Dar s-a purtat urât șeful de gară atunci no. cu... No. Păi... Mi-a fost amut, eu zic că am avut foarte mult bun simț. Mi-a fost rușine. Da, bineînțeles. Că am făcut fără să vreau treaba asta, plua torențial și m-a urcat pur și simplu începerit în vagon. Că purgeam, era pe... Eu am crezut că fac, îi dau ceva acolo, dar era tocmai la care controla. O dat jos la următoarea, lasă. Așa. Și a zis că nu cereți de nevastă de la șeful de gară decât în scris. Și am dat, trimis o scrisoare lui, am lucrat la scrisoarea aia vreo 3 săptămâni, să fie, mă rog, cât mai matură și mai bună și să-i spun că iubesc fata și nu știu ce bun. Și după aia, în 2 minute, îi scriu tata, du-te și ceare pe fata șefului de gară, că am înțeles ne căsătorim, știi, la tata să duce. Și s-a dus, s-a înțeles cu între ei. Da, s-a înțeles. Și practic n-a cerut-o niciodată de la... Nu. Și n-a povestit după aceea tata cum a reacționat socrul mic. Mai povestit, dar îi folosește. Și în anul 3 de facultate deja da, a început... M-am însurat. Dar de ce era așa grabă? Pentru repartiție sau? Păi pentru repartiție și atunci am dus-o și pe ea la Iași. Și după ce am terminat, ce să fac la Iași? A, și după aceea v-ați luat motocicleta? Nu, da, după aia atunci... Deci, după ce v-ați căsătorit, a venit... Da, eu în august 19 soția și la mâine avem Iași? 50 de ani de căsătorie. Mâine? Da. Mulți înainte. Mulțumesc. Atunci... Păi nu, pe 4 septembrie. Pe 4 septembrie este sărbătoarea, dar pe mâine este adevărat. Pentru că luna august e plină de concedii și am vrut să fie toți pe care iubesc prezenți. Cam asta e. Da, aveți. Pe lângă că vă place să aveți mulți fiind, vă place să aveți și foarte mulți prieteni și să-i adunați. Dar eu sunt un mare iubitor de oameni. Și promovez iubirea, știi, marele... Și regretatul Paler spunea, ce păcat că oamenii vorbesc prea mult, iubesc prea rar și urăsc prea des, spunea Paler. Da. Ei, eu mă abat puțin, îl accept că așa este, dar puțin mă abat din această problemă. Eu poate că vorbesc cam mult, dar iubesc foarte des și nu cunosc sentimentul urii. Ați inversat lucrurile? Probabil. Da. În sensul bun. Și da, revenim mai acolo. Mei, probabil, că au da, repede a scăpat și... așa de povestea cu căsătoria, așa. Că a mai fost o perioadă de acomodare după ce v-ați căsătorit. Hai, ce asta vrei să-ți povestesc? Numai asta... că se poate. Nu că așa păreți o persoană impetuasă, decisă. Da, eram atât de timid de atunci că... Trebuia să ne imaginăm un magiu, adică da, leul ăla la 23 de ani. Eram de vârsta să... băiatului dumitale, abia am aflat să văd două sexe. Deci erau alte așa. Timpuri. Și eram timid, adică, eram foarte adică, timid. Aveați impresia că... Ei, nu, n-ai înțeles nimic. Înseamnă că așa. Nu prea știe mult treburile între ce se întâmplă între... Nu... Numai după ce am intrat în facultate și acum la 15-16 ani știu totul, băieții și cu fetele. Mai bine că n-am știut. Da, cum se căsătoreau atunci la Leordina? Care era vârsta? Cei care rămâneau în sat, la ce vârstă se căsătoreau? Ei, după armată, după 24-25 de ani se căsătoreau. Deci tot așa, da. mai copți, mai... Da.
Și atunci sigur că nu asta era problema la mine, că deja eram, după cum am lăudat, am avut și succes de și deja cunoșteam puțin treburile. Dar fiindcă era fata șefului, aveam niște complexe, că era, oricum, nu, ne căsătorim cum? N-am putut, într-o vinere ne-am căsătorit, la sfat. Deci 19 august 1950, 1960 a fost vinerea. Acolo în Petrova sau Leordina? În Leordina. Și urma toate neamurile, hai să ne adunăm unde? La fata șefului, la acolo facem nunta. Dar nu a fost ceva pregătit sau nu. Și facem o nuntă între noi acolo. Adică au venit neamurile? Neamurile mele, a ei, nu știu ce, cu masă, de chestii, da, cu tare. Și am făcut o... N-am găsit niciun aparat de fotografiat în zonă, jur, și n-am nicio poză de la nunta mea. N-am găsit, nu erau aparate pozate atunci. În fine, problema nu a fost asta. A fost petrecere, am cântat, mi-au zis ce terașul, ce-a trebuit acolo. Finalul că noi n-am discutat ce se întâmplă după nuntă. Și se termină nunta și tata, mama, a ei, gata, eu sunt lângă mama și nuntat să mă duc acasă. Unde să... Tu du-te acasă, unde să încurc nevasta într-o cameră cu încă 6 sau 7, știi? Nu, nu se putea. Păi tata, măi, te-ai însurat. Socru, dar stai aici, Vasile, dormi la noi, știi ce? În fine, cu mare chiu și ani, eu am acceptat să dorm acolo. Avea o casă mai mare. Mai mare. Încăperi separate. Trei dormitoare, bucătărie, nu știu ce. În fine, ne-am despărțit de părinți și gata. Când să ne culcăm, am pus pe nevastă să stingă toate luminile din jur și lămpi, care nu aveam curent electric pe timpul ăla. Să mă pot introduce în pat, eu repede, știi. Dar după aia n-am lăsat să vină și el lângă mine. Nu, dragă, du-te acolo, doarme, doar cu taică, cu maică, dar cum? Și se duce fata, că n-are ce să facă. Stați-o, stați acolo și tiptil, tiptil, vine înapoi. Jur că așa a fost. Vine înapoi că, uite, au zis tata să lași că, bă, nu știu ce. No, în fine, a venit, dar nu m-aș fi atins de ea. Cât mai departe și între noi să punem ceva, să nu cumva să ne atingem unul de altul, știi, să... În fine, asta s-a întâmplat o zi, după aia două zi că am rămas tot așa, da? Deci vorba, nu se putea... Acum, inhibiția prea puternică. Da, am văzut că e ceva în nu casa e, șefului de gară. Da, nu e regulă, știi? Și am spus lui nevastă, am zis, dragă, bă, trimite-i undeva să-ți meargă, altfel rămâi fata mare. Că era... Și s-a realizat. Și s-au dus la neamul pânslate, la să nu știu pe unde. Și am rămas și când vine socră-mea foarte veselă și se duce nevastă, mi-i spune că e doamnă, că nu știu ce, a fost drăguță chestie. Da, frumoase, dar frumoase cine poate să aibă așa frumoase amintiri? Da. Deci, numai cei care au trecut prin toate astea. Restul nu știu să prețuiască ce înseamnă o platonie, ce frumoasă este și ce... Eu sunt un om care găsesc în femeie tot ce e mai frumos pe lume și este așa, nu exagerez. Femeie care trebuie respectată, trebuie iubită și... Știți ce-mi pare învățat rău, de la tata. Tata mi-a spus că o femeie, indiferent ce face, că e femeie de serviciu sau nu știu ce, trebuie respectată. Mie îmi pare rău că nu am și... mărturia soacrei dumneavoastră care a trăit până anul trecut. Vai, dacă ți-au arătat, am uitat la un film cum a fost, nu mi-a venit în cap să întreb cum a fost prima începutul lunii de miere, sigur că da. Păi e povestea totul. Trebuia să-mi spună cum a început luna de miere a familiei Leordean da. Și am omis, poate că uneori și inhibiția și la mine ar trebui mai lăsată deoparte. O femeie extraordinară, sacra mea, extraordinară. Și da, copii, cum a încercat când îi făceam curte,
mergeam și mai putea pune la diferite probe. Ba să bagă asta în ac, sau dacă am vedere bună. Da. Ba îmi dă să tai o găină. Eu nu puteam să tai o găină, să-mi dăm tăiat găină. Tăiat toporul o găină și eu sări capul. Nu știu unde și... Asta era probă? Probă, da, de curaj. Bun, l-a băgat în ac, înțeleg, bărac... se verifică ochiul. Da, păi, dar la găină ce verifici? Păi ia glumea, că și găina a fost să vadă că am curaj. Acum mi-a spus după. Dar în orice caz, îmi venea să las totul baltă când îmi da să tai găini, că eu nu-mi plăcea să tai găini. Da, e o probă discutabilă de curaj. Da, că și eu zic că scurajul ăsta nu plecaș să tai o găină. Da, a fost, sigur că a fost frumos. Așa, și altă probă la soacră? Păi, acum e greu să-mi aduc aminte multe, în orice caz. Dar socrul cât a trăit până la urmă? Păi, șeful de gară? Șeful de gară a murit în 81. Deci, în 81 a făcut un infarct și a murit. Și socrul a trăit până la 96 de ani. Da, mai avea un pic și devenea centenară. Da, da. Și era o frumusețe de femeie. Da, și așa e. Și după aia asta vreau să spun că am zis că facem nunta la anul. E, la anul ce nu trebuie să faci, că a apărut copilul, unul din copii. A apărut Vicu, care e doctor acum. Eu nu mai facem nuntă. Vedeam mai încolo. Al doilea, facem următorul botez. An, a venit Relu, al copilul. După aia ne-am mutat la Cluj. Eu am terminat facultatea, ne-am mutat la Cluj, ea era la Jibou, făcea navetă, ce nuntă să mai faci? Așa că n-am făcut nuntă alta decât ce v-am spus în ordinea cu neamurile și vinerea. La Cluj ați venit direct la Flacăra? Direct la Flacăra. Și acolo aveți o poveste cu cazarea la Flacăra. Flacăra, dar ce an era? În anul 1962 am venit la Flacăra. 62 și a fost, mi-a dat atunci firmele de stat era obligate să dea casă la stagiari. Și mie mi-a dat un veceu în Flacăra. Veceu destul de mare, încăpea un pat. Nu știu dacă nu da, ți-am mai spus. Da, era veceu? Adică, pardon, era baie, da. Baie și veceu. Așa. Era la un loc, dar... Și ăla era tot spațiul locativ? Atât. Deci ca să intru eu și eu în casă, ieșa doi în afară, intram eu sau invers. Și acolo era bun mai de făcut copii, că era patru porte. Și am stat un an. Cu doi copii? Nu, copii am dus la... I-a dus la bunici. La bunici, da, nu. Și după aia, după un an, am primit casă... Trei camere, pardon, o cameră. Unde stau eu acum? Foarte aproape. O cameră mare și am avut deja acolo confort. După care, după încă un an, am primit trei camere în bloc. Tot în cartierul Gheorghen. Și după aia am câștigat la loto patru mașini. Nu pot să cred. Da. Eu de asta nu știam. Da, am câștigat patru mașini la loto. Dacii? Două, nu, nici o singură Dacie. Restul am luat un Renault 16 și un Renault 10 în anul 1967, când am cumpărat casa unde stau acum. În luna deci, mai... Loto, jocul ăla cu numere, cum e 6 din 49 și ce... Exact, și am câștigat trei, din primele trei, în ordinea extragerii. Casa era locul întâi. Deci... Acum e la 4.000, când nu știu cât se câștigă acum la loto. Știi cineva cât păi la loto? Păi se câștigă și 4 și 6 milioane. Nu, că deja e un report și... foarte mare. Acum e vreo 6 milioane. Așa, pe mâine sau duminică, da, pune niște numere la loto. Îți spun. Joc de atunci toate numerele astea, am mai câștigat cu ele. Dar... Cu aceleași numere? Cu aceleași numere joc de atunci, dar nu cu aceleași numere am câștigat. Toate câștigurile au fost cu numere diferite. Dar le țin minte și le pun. Și... Cam cu ce numere mergeați? Nu știu. Eu sunt obișnuit că nu câștig nimic, că nu joc niciodată nimic. Păi, dacă vrei să spun acum, toată lumea va auzi și vreau să nu, spun mai ție. Nu, dacă aveți, adică că toată lumea merge pe zile de naștere, pe... No, eu nu, eu trag o dată asta, eu merg în noroc. Pur și simplu trageți din acolo, bolul ăla cu... Ce am câștigat prima mașină, la prima mașină a fost la Prono Express, care sunt așa sunt numere.
era 6, 13, 24, 29, 33 și 48. Deci astea erau numele și toate mașină. Prima. Da, să-ți imaginezi că în 67 aveam două mașini păcate în curte și toate conduceau avea un mosc mici vechi. Și am ținut mașinile acolo parcate, că n-aveam păcine, am vândut să-mi iau casa și directorul a venit și mi-a spus să-ți mut mașinile de acolo, că toată lumea vrea să urce în ale mele. Știi? Și ne-am uitat în spatele la flacăra, acolo în spate, și ca să nu fie pus în situație penibilă Moswich-ul. Deci am avut un noroc fantastic. Dar să nu spun că înainte, cu economii drastice, măcat un an zacuscă numai, am luat în anul 1965 un Fiat 1300, primul din Cluj. Deci înainte de a câștiga, când stăteați în... Și, deci atunci când spuneam, aveam trei mașini în curte, trei mașini. Îți dai seama, când erau trei mașini din Cluj, patru, cinci, nu știu. Da, în ce zi v-ați născut? Adică 30 decembrie, ar trebui să s-a aliniat, știu, dar poate vreau să știe și alții. Da. S-au aliniat astrele, a fost așa o... Probabil. Păi nu, dacă e așa, înseamnă că și ceilalți care sunt născuți în aceeași zi, în același an, ar trebui să fie la fel de norocoși. Probabil, dar trebuie și căutat norocul. În orice caz, am luat casa unde stau și acum și unde mă simt extraordinar de bine. Prima mașină, am și găsit noroc, am găsit casa asta și apare și a doua mașină și am mobilat-o și am făcut-o și am făcut instalații și... A fost extraordinar. Și a treia mașină? După aia, în 78 și 80, una socru mi-a luat-o, dar, mă rog, tot în familie, una socru mi-a câștigat-o. Și după aia, în 78, o Dacie și încă o Dacie, care am refuzat să o luăm și am luat 70.000. Atunci, sau nu știu cât era. 70.000, da? Da. Și acum mai jucați? Jucăm fiecare săptămână. Și cât pierdeți pe... Băi, nu pot să zic că pierd, că punem de vreo 500 de lei. 50 de lei. Punem înseamnă ce? Doina, Vasile, nu, copii? Nu, e familia, nu, copiii n-au treabă. E 50 de lei punem săptămânal sau 60 de lei. Așa. Și mai de multe ori mai vin, de 18 milioane, 3 milioane, 2 milioane. Deci pe ansamblu se echilibrează. Da, nu? Și dacă nu, prefer să îi dau ăștia fără să regret, ca nu știu. Așa, și al noroc în afară de o nevastă iubitoare și frumoasă și loială și tandră și nu mai știu câte să-i spun. Trebuie să știe lumea că joacă fantastic când o văd cum se prinde în joc și câtă viață, câtă pasiune are. Îi place jocul popular, îi place să cânte, are o voce foarte frumoasă. Nu, iubește viața. Și iubește viața. Se simte pe ea că iubește viața. Da. Ui, altfel... Nu eram cu ea. Nu a abandonat, nu. Nu, adică, clar, are rost să o laud prea mult, în sensul că faptul că azi împlinim, mâine împlinim 50 de ani, îți dai seama că mare parte datorează calităților ei. Da, eu am avut șansa să fiu numai între femei. Nu și-a știut să vă înțeleagă. Și deci acum, și asta trebuie recunoscut. A știut să avem toleranță unul față de altul. Și ea față de mine și eu față de ea. Dar parcă mai mult, doamna ta. Ei, asta înseamnă o înțelepciune femei care ar trebui să le aibă toate femeile. Această înțelepciune. Nu știu dacă judec corect, dar așa percep că a avut mai multă înțelegere, mai multă toleranță. O femeie când își dă seama că soțul sau partenerul are măsură în toate și că... a face o mică greșeală sau mai mare, își revine, că trebuie lăsat așa. Deci, ne-am înțeles foarte bine, ne-am iertat unul pe altul, n-am avut prea multe să ne iertăm, ne-am ocupat de familie și pot să spun că am adus niște familiști foarte buni. Ne iubim familia, am făcut tot ce se poate pentru ea. Dar important este să ai toleranță. Și să accepți că oamenii sunt diferiți și cei mai apropiați nu pot să gândească totdeauna ca și tine. Asta e important. Ei, noi doi am înțeles acest lucru. Sper că sfaturile care le-am dat la copii să înțeleagă și ei. Mie mi-e ciudă de un lucru. Te ascult.
Totdeauna am spus același, am avut aceeași idee fixă, probabil. Oameni pragmatici, totdeauna mi-am dorit să fie la conducerea orașului, la conducerea mai mare, să fie oameni pragmatici, să fie oameni care au mai condus ceva. Asta era reproșul pe care îl făceam de nu știu câtă vreme, de ce nu candidat, de ce nu, nu știu, consilier, primar, orice. Mai cu seamă că la un moment dat erați chiar în, se făceau sondajele locale, n-ai, pe alegerile locale din 2000 sau? 2004. Și cine era răspățat în sondaj era Leordean Vasile. Și mie mi-e ciudă că oameni care trăiesc normal, care se bucură de viață, care au demonstrat că pot să conducă mii de oameni. Și mii de oameni e una și mii de femei, trebuie să mulțim miile cu încă un zero, că femeile au o grămadă de alte probleme. Și ar fi trebuit să avem, spun asta acum, că e așa o tulbureală în jurul nostru, o nebunie, o descentrare a tuturor lucrurilor. Ar fi nevoie de oameni de a stabili pe picioarele lor, împărcați cu soarta, care să știe să ia decizii și să știe să țină spatele la cei pe care îi conduc. Nu să zic că mie mi-e bine, tu ție de ce nu ți-e bine, nu ți-e bine, nu-ți afară, nu? Nu, ăsta era reproșul. Purtăm o discuție foarte relaxată. Da. Pentru că am vârsta care o am acum. Da, e adevărat. Nu mă mai pot gândi la foarte mult. Da. În 2004, într-adevăr... Deci am zis la modul ironic, dar e foarte mult. Pentru că mie mi se pare că 70 de ani este o vârsta minereții. În 2004, într-adevăr, în sondaje am avut foarte mare procent față de restul candidaților. Dar nu fără să fii candidat. Adică... Fără să fii candidat și am dat explicație în ziar că nu voi candida. Și cu toate acestea a crescut procentul în sondaj. În ziarul Monitorul sau așa ceva. Da. Problema este că eu mi-am iubit foarte mult și meseria și firmele care erau un top. Am reușit să le aduc în top pe județ sau pe țară chiar. Am avut peste aproape 3.000 de oameni care trebuiau conduși, care țineau și se bazau pe puterea mea de a conduce și așa mai departe. Și mi-am dat seama că, intrând în politică sau în administrația locală, aș putea să-mi distrug firmele, să nu mă mai pot ocupa de ele, sau, dacă m-aș fi ocupat de ele, intram în gura presei și a altora, că nu mă ocup de oraș. Deci nu regret că nu... Deși poate că aș fi făcut ceva. Aș fi încercat să nu, fac ceva. Problema e că regret eu sau poate mai sunt alții care regretă. Adică eu regret că nu avem... Sunt oameni în Cluj și care... Mă rog, să lăsăm care timpul ce? Să treacă. Care ce? Care pot să conducă orașul. Orașul Cluj este plin de oameni de mare calitate, vă spun. E plin de, nouă ne place să ne important răspățăm. Sau unde este greșeala, că acești oameni nu sunt puși acolo unde trebuie. Sau deci oamenii ori fi deștepți, ori fi de calitate, ori fi intuitivi, ori fi tot ce vreți. Dar Clujul nu are un nucleu unit care să miște lucrurile. Și facem abstracție ce e acum. A stat Clujul până în 2004 înțepenit. Da? Da, din cauza... Nu s-a mișcat. Da. N-are suflu, n-are putere spirituală. Ceva nu se mișcă. Individual, ok, fiecare. Găsim o grămadă de oameni care sunt fascinanți, sunt frumoși, sunt competenți, sunt competitivi, sunt bogați, sunt... înțeleg, nu știu. Le punem toate calificativele cu putință. Individual îi găsim. Dar un ansamblu, Când cei aleși... O echipă. Seniorii cetății era la un moment dat, se spunea la un concurs, ăștia sunt seniorii cetății. Da. Sună frumos. E... Da. E un cuvânt nobil, așa. Dar chiar nu simțim că sunt niște referințe în Clujul ăsta. Problema nu numai în Cluj. În țară nu se... Da, acum discutăm de Cluj, că îl cunoaște mai bine. Niște oameni care o știm amândoi pe Ilia Hubic. Da. Da? Da. Dumnezeu să iertă. A fost respectată
ocazional, că nu foarte des, nu cât merita. Da? Dar a fost un formalism. În afară de profesorul meu și de Vasile Leordean, și poate ca să, din cei pe care îi cunoaștem, poate că mai fost câteva persoane, dar oricum mult prea puține față de ce ar fi meritat. Așa este. Și deci este păcat de Dumnezeu. Noi respectăm valorile, că aici, de aici pornește corect, totul. Corect. Deci sunt valori care nu sunt împinse în față, nu sunt date ca model. Nu. Din păcate, atunci când politicienii, indiferent, nu trebuie să fii un geniu nici în politică, să-ți dai seama că nu se poate face ceva într-o comunitate fără să ții cont de cei care fac ceva pentru comunitate. Adică comunitate de afaceri. Lumea academică, multe alte și toate celelalte care, din păcate, nu se ține cont. Nu mai se merge la o politică seacă și fără să... Mă gândesc în afară de doamna Hubic, care a fost onorată, dar ocazional, a fost recunoscută de comunitatea Clujului, dar mult prea puțin față de cât ar fi meritat. Da, ar merita să-i se facă și un bust. Nu, ar merita ca povestea ei să fie predată la școală. Ar exact. Merita să exact. Cunoască copiii care învață în Cluj, să spună ăștia, da, să merite, să spună ăștia sunt cetățeni de onoare ai Clujului, nu 300, ci 20. Din păcate și opera română. Nu 300, ci 20, dar învățăm la școală sau ne spune obligatoriu sau ne duce din clasele primare și din gimnaziu, ne duce să vedem la muzeu sau acasă, să ne cunoaștem noi între noi și să ne respectăm, să ne prețuim. Asta nu se face. Nu. Pentru că au venit alte criterii, alte competențe și acum cine are mașina mai bengoasă... Da, sper să se trezească. Mai ales când... Clujul nu are voie să nu fie în fruntea României. Deci, Clujul nu se va trezi niciodată. Clujul i-a dormit de mult. Din păcate, dar... Clujul i-a dormit de pe vremea lui Ceaușescu și cine n-a ieșit din Cluj și cine n-are termen de comparație și cine n-a stat măcar câțiva ani în afara Clujului, nu se sizează. Clujul este autar, suficient, sper, lui însuși. Ce? Nu, păi degeaba sperăm, că toată lumea sperăm și vorbim frumos. Dacă nu miști, dacă nu faci ceva să se schimbe, ceva nu se va schimba niciodată. Și nu o să se schimbe. Dar nu ne supărăm noi că Maria, e zi de petrecere. Eu totuși cred. Știm ce universitate avem. Deci pesimistul este un optimist bine informat. Ai drept. Nu? Eu sunt realistă, nu sunt nici optimistă, nici pesimistă. Optimismul se apropie de prostie, iar pesimismul nu te lasă, te sufoși, nu poți să trăiești. Și atunci prefer un realism în care se amestecă pe rând și una și alta. Dar nu asta e important. Acum, asta că m-am supărat că nu a candidat Vasile Leordean niciodată. Sau, nu neapărat că vreau să fie Vasile Leordean, dar preferam un manager city, se vorbea la un moment dat. E cineva care să nu facă politică. Să nu văd Clujul cu băști tricolore și cu coșuri de gunoi tricolore, acum toate sunt portocalii. Să nu mai văd de sărbători becuri portocalii în Piața Unirii. E atât de penibil, atât de stupid. Să scapi de o dictatură, să te bucuri, să observești circula cu Revoluția, ca să ce? Ca să vină altă gașcă de partid care își pune insemnele ei și simbolurile ei. Și Maria, și ți le bagă pe gât. Până acum am avut o discuție splendidă și acum mă bat într-o problemă care da. Nu agreiez politica, da. Pentru că nu înțeleg și nu înțeleg ce se întâmplă. Deocamdată sunt total dezorientat. Nu știu ce se întâmplă. Că mi se pare atât de ușor să vezi calea dreaptă, așa mi se pare mie, poate sunt un naiv, ne-a mai spus cineva, și de aceea nu cred că nu sunt potrivit să comentez eu politica. Dar nu vreau să comentăm. A fost neinspirată. Nu. Neinspirată discuția. Ce ai spus tu părere? Da, era așa, erați un om împlinit care a câștigat la loto, are femeie frumoasă, are 50 de ani de căsătorie, are doi copii, ne-a mai pomenit, a trăit soacră aproape 100 de ani. Toate i-au ieșit ca la carte. A avut și motocicletă când era student. Dar mi-era și mie ciudă omul ăsta, de ce n-a vrut să facă mai mult pentru... Păi eu spun că am făcut din moment ce... Ați făcut pentru fetele de la Flacăra, pentru femeile de la Flacăra. Au avut salar totdeauna, da, au făcut lucruri frumoase, au fost apreciate, eu cu asta mă mândresc acum.
Am înțeles, am înțeles. Și eu trebuie să mă resemnez. Brandul Fala și tot. Deci spun că de nu vorbesc, nu numai eu. Cu colegii mei, cu toate am făcut ceva și lăsăm ceva în urmă. Ei, sigur că nu le pot face pe toate, am și eu regretele mele. Să știi că de multe ori m-am gândit că poate ar fi trebuit să lupt și eu pentru politică. Dar la un sfat cu nepoții mei a spus, stai acasă cu mine. Bine că mi-am adus aminte. Ce face juniorul de la Londra? Junior de la Londra este extraordinar. Deci mândria. Mândria lui Leo. Da, nepoții sunt mândria mea. Cel de la Londra este fantastic, a reușit să, în primul an să ajungă pe primul loc în anul, la facultatea lui și este apreciat și extraordinar de preocupat pentru a studia, de a cerceta, de a face și asta mă face să fiu foarte mândru, să-l iubesc enorm, să-l văd atât de matur la 20 de ani cât dorește să se formeze. Acum am venit în vacanță și mi-am spus, bunicule, eu nu pot să stau, să mă trezesc numai cu băieții în fiecare zi. Nu pot să vorbești cu cineva sau să-mi dai o idee unde să merg la un laborator sau la un centru de cercetare, ceva să fac. Și am găsit în Cluj, prin domnul Ieremie Sandu, de la prorector Ieremia de la Institutul Oncologic și de o săptămână lucrează în laboratoare de cercetare alături de oamenii din Sud. A venit și lucrează în vacanță, face cercetare la de Cluj? De la ora 9 la 3. Se întoarce în România după ce cercetă studiile? Deci întâi a spus că nu se mai întoarce în România, că nu știu ce. Acum i-a spus nu. Nu i-a spus ce zice el, nu ce zice bunicul. Nu, ce spune el, acum a venit și i-a spus, abia aștept să termin, vin în România, trebuie să schimb ceva, trebuie să fac ceva. M-a bucurat foarte mult că eu l-am considerat dus. El mi-a redesat acum aproape 6 ani în Anglia. 6 ani, atât de mult? Da, pentru că face acum în anul 2. Da, lucrează masterul. Și, în anul 2, între anul 2 și 3 fac un an de practică în laboratoare, deci nu sunt studii, numai undeva în lume. După aia vine, face tern anul 3 și după aia face continuare doctoratul 3 ani sau 4 ani. Îl face și doctoratul. Și abia după aceea vine... După aia, da. Deci, mai deci avem mult de sperat. Dumnezeu avem mult de sperat până vine tineretul din Anglia, dacă nu se răzgândește. Dacă nu găsește o englezoaică acolo. Vorbim zilnic, are prietene foarte frumoase și foarte bună acasă. Englezoaică sau româncă? Româncă, este în Cluj, studentă la farmacie. Da. Celălalt nepot a terminat facultatea și l-a masterat acum și între altele și lucrează la... Deci sunt și el vrea să schimbe România? Da. Da. Vedeți, deci a trebuit să avem întrebarea aceea care ne-a întristat atât de mult. Ca să avem și o soluție, în sensul că vine tineretul, nu merg tot și rămân afară, că se întorc ca să schimbe ceva. Sper să nu-și schimbe părerea și să întoarcă, să facă ceva. Eu dacă am fost odată, nu eu am fost, o vrăjitoare într-o situație și mi-a ghicit și mie, fără să cer. Și eu spus că voi 306 ani. Acum eu merg pe ideea asta că voi 306 ani, știi? Hai să mai tăiem vreo 6. Ce vrăjitoare a fost și reșica? La Iași, nu știu, una care era a, acolo. A, studenție? Când, nu, acum, de când eram cu asociatul meu. Deci nu am fost noi. Întâmplător a fost aceasta, acolo, într-o casă, pentru o discuție. Și că voi 306 ani. Dacă așa va fi, atunci îl văd pe nepotul meu, făcând din toate. Nu-mi doresc altceva. Da, frumos. Asta este. La 107 ani poate să fie prim-ministru. Nu aveți. Sau de ce nu președinte? Nu. Da. Asta e mania. Câte lume o să vină la aniversarea 50 de ani de căsătorie? Sper că 250. Cu emoții? Ca întotdeauna. Fantastic. Am emoții fantastice pentru că tare aș dori să se simtă toată lumea bine. Sper să se simtă, fac tot ce e posibil.
oameni care sunt invitați, mi-s foarte dragi, toți. Dar de ce atâta preocupare pentru cum se simt alții? Asta întotdeauna am remarcat. Asta, numai asta am de satisfacție. Dacă am remarcat într-o voință, nu vă gândiți cum vă simțiți, să se simtă alții bine. E normal. Da, da, excesivă preocuparea. Deci eu zic că este normal. Oamenii de caracter și dacă mai ales pe oamenii fac un efort, un sacrificiu că vin. În afară că, da. În ghilimele să-i spunem sacrificiu. Poate uneori are o problemă, dar ce nu, trebuie să merg. Sau, mă rog, păi el face sacrificiu să vină să te onoreze cu prezența. E normal ca totul să faci ca el să se simtă bine. Iar dacă nu reușești, ar trebui să te înțeleagă. Ceea ce cred că se întâmplă. Ceea ce cred că se întâmplă. Și... în rest, să ținem cont că cei care vin și sunt invitați nu se uită niciodată de sus la cineva. Deci sunt foarte multe personalități. Se uită numai atunci când se apleacă să îi ridice. Am mai de sută, nu e problema asta. Da. Și asta îmi place. Când știi, se spune că atunci când e minunat să uiți cui îi faci bine. Dar să nu uiți niciodată cine ți-a făcut bine. Și eu cred că oamenii care vin și care am invitat au aceste calități. Da, așa, ar mai vrea să mai discutăm, dar iarăși am devenit ușor realistă, nu depresivă. Da. Da, realismul e foarte aproape de depresivă. Și o să încheiem acum și ne mai întâlnim după. Trebuie să spun însă că am fost în direct. Nu cred. Am fost în direct. De când a început? Am regizat puțin, am jucat teatru, să nu se vadă, dar da, am fost în direct și ne-a văzut toată lumea care a avut curiozitatea. Și... e adevărat, Dumnezeu. Da. Inclusiv faza cu căsătoria. Da, tot în direct o să trebuiască să spunem toți la mulți ani, nu cântăm, că toți suntem afoni, dar vă spunem din tot sufletul. Mulțumesc. O căsnicie frumoasă în continuare și la mulți ani în toată inima. Mulțumesc, Maria. Și... totdeauna ești cu surprizele astea și ai un suflet minunat și nici asta nu se uită niciodată. Cine te cunoaște știe acest lucru. Nu, gata, nu ne facem complimente. Okay. Ne luăm la revedere. Spune la revedere. La revedere și scuzați dacă am spus ceva ce nu a fost pe placul dumneavoastră.